La moment, parcul din orașul Ierneț este într-o stare deteriorată. Deci, înainte acesta era într-o stare mai bună, însă persoanele care nu au fost educate l-au distrus. Sunt locuri, de exemplu, havuzurile din parc care au fost refăcute, apoi stricate la loc. Lacurile sunt destul de poluate, adică câteodată vine și un miros urât de acolo. Aleile nu sunt prea bine curățite, adică cele centrale, da, dar aleile secundare nu prea sunt curățite. Cred că la momentul dat, parcul din orașul Ierneț este un loc plăcut, unde poți să te odihnești cu prietenii, cu propria familia, însă sunt cam puține locuri de distracție sau mai alte chestii interesante pe care, spre exemplu, poți să le vezi la Chișinău și la noi nu le găsești. Pentru că, într-adevăr, la momentul dat, tinerii nu prea au anumite locuri de distracție și eu aș fi de acord în orașul nostru să existe așa ceva, să restaureze parcul de distracție care era înainte. De aș avea bani chiar și aș investi în așa ceva, deoarece consider că parcul este unul din cele mai frumoase locuri de la noi din oraș și el trebuie menținut într-o stare bună. În parcul din Ierneț era un parc de distracții, unde era roata dracului. De asemenea, în parcul nostru era și o grădină zoologică, unde erau urși, papagali, maimuți și diferite animale. Deci primul copac în acest parc a fost sădit de Ștefan cel Mare. Deci copacii din acest parc au fost sădiți de tineri elevi care erau motivați să sădească copaci de profesorii la liceurile din orașul nostru. Aș vrea să văd că parcul nostru să fie curat. Pentru aceasta cred că ar trebui să se implice și localnicii, să fie organizate mai multe zile în care aceștia să se adune și să facă curat. Aș dori ca în parcul nostru să existe locuri de distracție pentru toate vârstele, pentru copii, pentru maturi sau chiar și pentru bătrâni. De asemenea, ar fi bine să existe locuri pentru oamenii cu dizabilități, pentru că ei nu prea au acces în toate zonele și ar fi de dorit să existe astfel de locuri.